De ani și ani de zile știm că laptopurile cu mințele și cu frica lui Dumnezeu se împart în categorii. Laptopuri de business, laptopuri de gaming, laptopuri de mers la cafenea, laptopuri de asortat la poșetă sau la barbă, <coughs> MacBook Air, laptopuri de tuns iarba și tot așa. Dar în ciuda acestei segmentări, cel puțin unii dintre producători par să nu fie abandonat căutarea gralului. Laptopul bun la toate. Așa că din când în când mai apare cât un model de ăsta borderline cu personalități multiple și care se vrea a fi de toate. Și unele și reușesc într-o măsură mai mare sau mai mică, altele dau fail, iar în încercarea lor de a face de toate, nu reușesc să facă nimic ca lumea. Cu toate astea, nici utilizatorii nu par să fie abandonat ideea unui laptop to rule them all. Și în ultima vreme observ o tendință tot mai accentuată înspre astfel de soluții totalizatoare. Sigur, acest deziderat este încărcat de note contradictorii. Vreau ca laptopul să fie ușor și subțire, dar să fie și puternic și silențios, să aibă un display mare, dar laptopul cu totul să nu fie nici prea mare, nici prea greu, așa încât să poată fi cărat oriunde, să-ți faci treaba cu el la muncă, dar să te poți juca seara și câte un joculeț de relaxare să nu fie foarte scump, dar să fie totuși performant și tot așa. Toată această frăsuială aduce cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, de exemplu, bărbatul ideal în ochii femeilor. Și știm că bărbatul ideal, la fel și laptopul ideal, sunt personaje de bazmă. Dar acest quest după un astfel de laptop mai ascunde ceva. Un soi de nostalgie după vremurile când un laptop era doar un laptop adică începuturile în care această segmentare nu exista și nu-ți trebuiau șapte device-uri pentru șapte activități diferite. Și încă ceva, această segmentare a laptopurilor nu este una care să fi venit de la sine, așa cum suntem înclinați să credem acum. Povesteam zilele trecute cu un înalt executiv al unei cunoscute companii producătoare de laptopuri, executiv al cărui nume nu am permisiunea să-l dezvălui și care mi-a zis cam așa. Când am creat laptopuri de gaming, n-am făcut-o dintr-o necesitate a utilizatorilor, ci din dorința de a ne dubla vânzările, încercând să constrângem userul să cumpere nu unul, ci două device-uri pentru două activități diferite. Interesant, nu? Revenind la acest deziderat totalizator al laptopului bun la toate, well, astăzi am în teste un astfel de exemplar. ROG Flow X16 2023 este un veritabil briceag elvețian și ceva peste. Vom vedea că acel ceva peste nu este o metaforă, ci e un ceva cât se poate de concret. Este cel mai ambițios laptop de anul ăsta în materie de versatilitate, iar când am spus briceag elvețian, comparația asta are un sens cât se poate de propriu. Deși este un lup mare și rău de gaming, uite, îi poți da peste cap ecranul, și îl poți transforma mai repede decât ai zice laptop într-o veritabilă tabletă de 16 inci. Motherfucker! Și asta nu este tot. La o adică se poate transforma și într-un veritabil PC de gaming pentru că drăcia are și un conector proprietar, uite-l aici, care îți permite să-i atașezi un ROG XG Mobile, adică un GPU extern cu RTX 4090. Da, Asus s-au întrecut pe ei înșiși cu modelul ăsta. Aparent, chiar este gralul. Este bun pentru gaming, dotările și performanțele justifică astfel de așteptări, este bun și pentru creatorii de conținut, pentru că este simplu și sobru, e puternic și mai are și un ecran excelent care să-ți permite editare foto-video, este și relativ subțire și portabil și pe deasupra se mai face și tabletă. Ce naiba ați poți dori mai mult? Dacă ești în căutarea unui astfel de laptop bun la toate, aparent Flow X16 pare să fie răspunsul la această rugăciune. Dar este oare așa? Adică toate aceste așteptări și pretenții se verifică și în practică? Seria asta GV601 din 2023 a lui Rockflow X16 conține trei versiuni marșilate, așa cum sunt ele listate pe site-ul producătorului și care diferă doar prin placa video. Ai de ales între RTX 4050, 4060 și 4070. Iar aici mai există niște mici deosebiri de nuanță. În vreme ce RTX 4060 și 70 au un TGP de 120 de W, adică 100 default plus un boost de 20 de W, mai frugalul 4050 atinge doar 105, adică 80 default plus 25 în boost. Și cantitatea de memorie video diferă, în vreme ce RTX 4060 și 70 vin cu câte 8 GB VRAM, 4050 vine cu un mai modest 6 GB. În rest, se poate spune că specificațiile sunt identice. Toate trei au același puternic și flămând procesor Intel Core i9-13900H, nu s-au încurcat băieții cu jumătăți de măsură, același display, vom ajunge imediat și la el, 16 GB RAM DDR5 la 4800 de megatransferuri pe secundă, capacitate ce poate fi extinsă până la maxim 64 și SSD-uri PCI Express 4.0 NVMe de 1 sau 2 TB. La stocare intervine cea de a doua deosebire între versiunile acestei serii. În vreme ce modelele cu 4060 și 70 vin dotate cu 2 TB, modelul cu 4050 vine default cu 1 TB de stocare. Toate trei au aceeași baterie babană de 90 de w oră și o ultimă deosebire mai avem la capacitatea chargerului care la modelul cu RTX 4070 ajunge la 280 de W, în vreme ce la celelalte două modele din serie este de 240. Atât. Modelul primit de mine în test este cel de vârf cu RTX 4070, 32 de GB de RAM și 2 TB de stocare. Dar dincolo de specificații și dotări, cum se comportă efectiv laptopul ăsta în gaming. Păi, hai să aflăm! Am început cu Cyberpunk 2077, care a scos în 1440p la setări ultra, cu DLSS on și Ray Tracing Ultra, un average de 49 de cadre pe secundă. Fără Ray Tracing, dar și fără cârja numită DLSS, a urcat în aceeași rezoluție 1440p până la 54 de cadre pe secundă. Am rulat jocul și în rezoluție Full HD pentru a mări încărcarea pe procesor și cu ray tracing și DLSS off am atins 121 fps. O valoare mai mult decât decentă, mai bine de dublă față de cea obținută în 1440p. Am rulat jocul în full HD și cu ray tracing pe ultra și DLSS on și am obținut 66 de cadre pe secundă, adică puțin peste bariera psihologică de 60 FPS. Pentru o imagine și mai generală, am rulat și Assassin's Creed Mirage și rezultatele obținute au arătat în felul următor. În 1440p, cu totul la ultra high, am atins 102 FPS. În vreme ce în rezoluție full HD, cu aceleași setări maximizate, am ajuns la 126 de cadre pe secundă. Dar pentru o imagine de ansamblu încă și mai bună, am considerat că ar fi cazul să rulăm și niște teste sintetice. Nu sunt un mare fan al acestor teste sintetice, că doar nu joci Cinebench sau FurMark, dar acestea rămân o unealtă utilă, mai ales atunci când vrei să faci comparații sau să ai și tu niște repere de performanță. În sine Bencher 23, scorul în multicore a ajuns la 19.114 puncte cu un consum maxim de 136 de W. Procesorul a urcat în frecvență până la 5.4 GHz, iar temperatura a ajuns la 96-97 de grade Celsius. Am măsurat temperatura și la nivelul carcasei, iar nivelul maxim a fost de 38-39 de grade în zona asta de aici, apropiată evacuării de pe spate. Din păcate, nivelul de zgomot a fost și el unul foarte ridicat. Am măsurat peste 55 de decibeli în zona evacuării și pe deasupra sunetul ăsta mai este și strident, cu note înalte și enervante, din cauza că ventilatoarele sunt foarte subțiri și înguste. Rulând Cinebench-ul în loop, după circa 4 cicluri, procesorul și-a limitat frecvența la 3,9 GHz, a coborât la un consum de 80 de W, iar temperatura, din păcate, s-a menținut în apropierea valorii maxime de 100 de grade, mai exact pe la 97-98. Iar aici apar și primele contradicții și cea mai evidentă este aceea că Flow X16 trebuie să împace o configurație extrem de puternică, așa cum ați văzut, cu niște dimensiuni cel puțin ambițioase, adică o grosime de 2,2 cm și o greutate de doar 2,2 kg, cu un procesor faimos pentru cât de fierbinte poate ajunge și cu o placă video potentă. Sigur, este încântător să vezi cât de mult au încercat ASUS să reducă dimensiunile și greutatea, dar alegerile astea impactează comportamentul termic al laptopului. Sistemul de răcire este fără îndoială o bijuterie. Dacă nici Asus nu știe să facă așa ceva, atunci cine? Și au apelat la toată panoplia de inovații și optimizări pe care au avut-o la dispoziție. Un sistem de ventilatoare 3-fan, adică 2 plus 1 la auxiliar pe mijloc, 6 heat pipe-uri, liquid metal, tot tacâmul. Dar legile fizicii sunt singurele care nu pot fi păcălite. Și după toate aceste considerații tehnice mai aride, dar până la urmă esențiale, haide să ne aplecăm acum asupra aspectului, care pentru mulți rămâne un criteriu decisiv în alegerea unui laptop. Și Flow X16 chiar arată mișto. Laptopul este sobru și elegant și pentru ceea ce este el gândit să facă, poate fi considerat de-a dreptul subțire și ușor. Aceleași caracteristici care dau bătaie de cap pe parte de temperaturi sunt cele care îi fac cinste pe parte de aspect. Deci 2,2 cm în zona cea mai groasă și puțin peste 2 kg. Astea sunt specificații de fotomodel anorexic pentru categoria din care face parte. Construcția este și ea una solidă, aluminiu atât pe lid cât și pe capacul de dedesubt și aliaj de magneziu și aluminiu în zona de palmrest și în zona tastaturii. Sistemul de închidere și deschidere este unul cu două balamale amplasate la extremități, gravate Kinky cu data de naștere a brandului Republic of Gamers, 2 a 6 adică februarie 2006. Am spus mereu că nu sunt un fan al acestui sistem cu două balamale laterale înguste, dar în cazul acestui model, faptul că ecranul trebuie să se dea peste cap este cel care a determinat alegerea acestei soluții constructive. Chiar și așa, balamalele opun rezistență la închiderea și deschiderea lidului atât cât trebuie, iar ansamblul nu bate, nu troncăne. Observ însă că ecranul flexează un pic atunci când aplici presiune în centru jos, dar nu într-atât încât să mă deranjeze sau să facă laptopul să se simtă fragil. De asemenea, la deschidere veți observa un spațiu destul de mare între șasiul propriu-zis și lid, situație datorată pe de o parte nevoii ca ecranul să se poată da peste cap și pe de altă parte din cauza evacuării aerului cald care se face pe aici prin partea din spate a șasiului. Am spus mereu că nu mă dau în vânt după această soluție pentru că ea aduce aer fierbinte la baza ecranului. Și imaginați-vă cât de fierbinte este aerul în cazul unui laptop cu Core i9 13900H. Desigur, Asus se jură că toată această căldură nu afectează niciun fel displayul dar n-aș zice că mă simt confortabil cu această alegere. Această evacuare amplă de pe spate este completată de încă una pe partea dreaptă, iar intake se întâmplă pe dedesubt. Pe spatele laptopului găsim o inserție amplă din cauciuc, cel străbate dintr-o parte în cealaltă și încă 5 mici inserții, tot din cauciuc, menite să-l ridice de la nivelul biroului, așa încât laptopul să respire. Fiți atenți însă la lucratul sau jucatul din poală sau din pat, pentru a nu obtura intake de pe spate. Este recomandabil să folosiți un suport sau un cooling pad atunci când lucrați altundeva decât pe birou. Un alt rol al acestor piciorușe de pe spate este să sprijine lidul atunci când flow-ul este folosit în modul tabletă. Iată. Bun, deși laptopul este subțire, conectica este bogată și variată. Pe partea dreaptă, lângă fanta de evacuare, găsești două porturi USB Full 3.2, un cititor de carduri microSD și butonul ăsta anorexic de power. Pe partea opusă, adică pe stânga, în ordinea numerelor de pe tricou, avem așa. Portul de alimentare pentru cărămida de 240 sau 280 de W în funcție de model, un port HDMI 2.1 full și un USB Type-C cu Thunderbolt 4 care mai dublează și ca port de alimentare pentru un charger mai finuț de 100 de W cu care laptopul vine și cu ăsta în pachet și care este numai bun de cărat în deplasare. Asta dacă nu vrei să concurezi la Strongest Man cu cărămida de 280 de W după tine. Fiți atenți însă că acest încărcător mai mic nu dezlănțuie toată puterea de care este capabil acest laptop. Tot pe această parte găsești și portul ăsta proprietar pentru ROG XG Mobile, precum și un port jack de 3,5 mm pentru căști și microfon. Iar această conectică mă duce cu gândul la un alt scenariu și veți vedea imediat că este unul perfect justificat și de alte caracteristici ale acestui laptop și anume la crearea de conținut. Faptul că ai un Thunderbolt 4 pentru o stocare externă rapidă, faptul că poți adaugi un GPU extern cu 4090 inclusiv, faptul că ai un HDMI 2.1 și un cititor de carduri, indică o orientare serioasă spre crearea de conținut, orice ar însemna asta. Editare video, grafică 3D, editare foto, etc. Această orientare mai este întărită și de un sticker. Un abțibil care recomandă folosirea unor drivere Nvidia Studio pentru astfel de activități. Deci iată de ce Flow X16 este un 2 in 1, nu doar ca laptop și tabletă, ci și ca device dedicat atât gamingului, cât și productivității iar partea wired de conectică este completată și de una wireless bine reprezentată cu Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Mergând mai departe cu designul și construcția, ajungem la ecran, care din punctul meu de vedere este și piesa de rezistență a acestui model. De obicei, laptopurile de gaming prioritizează puterea brută, așa cum este și firesc, dar pentru a reduce din costuri vin cu niște petarde de ecrane pe principiul că gamerul nu este pretențios în materie de acuratețe sau de uniformitatea culorilor și luminozității. Am spus că Flow X16 are ambiția de a servi atât în scenarii de gaming, dar și în cele de creare de conținut, iar display-ul este clar orientat spre această a doua activitate. Povestea cu content creation-ul mai este întărită și de prezența în pacheta unui stylus cu 4096 de puncte de presiune pentru desen, grafică, etc. Dar cel mai tare mă încântă suprafața vizibilă enormă a acestui ecran. Cei 16 inci sunt speculați la maxim de marginile astea extrem de înguste și elegante, până și marginea de jos, de obicei foarte lată, este aici subțirică și sub ea se găsește scris discret ROG Flow. Întreg laptopul are o textură plăcută la atingere și care se comportă neașteptat de bine la contactul cu amprentele și grăsimea. Cumva laptopul reușește să rămână curat, deci această suprafață care nu reține amprente nu este doar un gimmick de marketing. În schimb, vei avea parte de ele chiar pe ecranul glossy atunci când folosești funcția touch a acestuia și încă și mai mult atunci când utilizezi flow-ul în modul tabletă. Pe partea de interacțiune efectivă, ai o tastatură generoasă, bine spațiată, deloc zgomotoasă, cu taste mari și ușor de nimerit. Cele de sus, precum și cele din grupul de aici, adică Page Up, Page Down, Home și End, sunt mai înguste, dar nu într atât de înguste încât să mă deranjeze. Iar deasupra tastaturii mai ai aici încă un rând de patru taste rapide volume up, down, mute și un shortcut pentru aplicația Armory Crate de unde poți controla inclusiv iluminarea RGB a tastaturii. Și apropo de asta, iluminarea RGB este destul de discretă și cam singurul element vizibil care îți sugerează că ai de-a face cu un dispozitiv de gaming. Iar această discreție este generală la modelul ăsta. Nu este un pom de iarnă care țipă gaming prin toți porii, deci la fel de bine îl poți folosi și într-un mediu de productivitate fără să creadă cineva că ai venit la muncă cu PC-ul de gaming al copilului adolescent de acasă. Revenind la tastatură, admit că este o chestie de gust, dar mie mi-a plăcut. Unii ar putea obiecta că e un pic prea moale și că nu o pune rezistență la tastare, dar mie feelingul ăsta ușor elastic al tastelor îmi place. Cursa de 1,7 mm este și ea potrivită, nici prea mare, nici prea mică. Mergând mai jos, Touchpad-ul este mare, rapid și precis, este poziționat central și ai suficient spațiu în jurul său. Singurul reproș ar fi acela care are o cursă cam lungă de apăsare. Oricum, nu te oprește nimeni să folosești un mouse extern, ceea ce oricum cred că este recomandabil dacă ești serios în legătură cu joaca sau productivitatea. Și acum să ne concentrăm puțin asupra piesei de rezistență și anume display-ul propriu-zis. Acesta face parte din seria Nebula HDR a celor de la Asus și este un mini LED dat naibii. Este și rezistent, fiind acoperit de un strat protector Gorilla Glass 3, alegere firească pentru un dispozitiv ce poate fi utilizat și în mod tabletă și cu un stylus pe deasupra. Dar cu adevărat impresionante au fost măsurătorile. În modul HDR, strălucirea trece de 1000 de niți, adică limita maximă până la care poate ajunge străvechiul nostru colorimetru, dar producătorul spune că picul în HDR este de 1100 de niți. Și reproducerea culorilor este foarte bună, 100% DCI-P3, la fel și uniformitatea acestora și a luminozității. Display-ul este validat Pantone, iar pe partea de HDR suportă inclusiv popularul standard Dolby Vision. Dar toate aceste caracteristici, și mai ales cele legate de strălucire, erau previzibile, dat fiindcă avem de-a face cu un panou mini-LED cu 1024 de zone de dimming. Asta se traduce printr-un control foarte bun al diverselor zone, de aici probabil și uniformitatea bună. Dar toate astea sunt caracteristici care interesează în primul rând pe creatorii de conținut. Dar și pe parte de gaming, ecranul ăsta este cel puțin la fel de capabil. O rată de refresh de 240 de Hz, ce poate fi atinsă cu rezoluția ecranului setată la Full HD și 120 de Hz cu displayul la rezoluție maximă, adică la QHD și mai ai un timp de răspuns de 3 milisecunde. Specificațiile de gaming însă nu se opresc aici. Pe partea de refresh rate variabil, deci de sincronizarea frecvenței ecranului cu sursa, avem parte de G-Sync și FreeSync, ca la orice dispozitiv de gaming care se respectă. O ultimă chestiune pe care aș vrea să o mai punctez este cea a formatului, și anume acel 16 10 care a început să redevină popular. Asta se traduce printr-un spațiu mai amplu pe verticală, util mai ales în aplicații de tip Office. Ce să vă mai zic? că jocurile arată excelent, filmele așișderea, mai ales cele de pe serviciile de streaming care suportă și Dolby Vision, iar despre editare foto și video, care presupun acuratețe, nici nu mai zic. Și acum haideți să vorbim puțin și despre experiența în utilizare, pentru că până la urmă asta este ceea ce contează. Avem așadar două mari scenarii pentru care laptopul ăsta se pretează foarte bine și în ambele îl poți folosi atât ca laptop propriu zis, cât și ca desktop replacement dacă îi atașezi acel excelent GPU extern. Gaming și productivitate, ca și cum ai avea două dispozitive dedicate într-unul singur. Pe parte de gaming, ai cam toate caracteristicile pe care ar trebui să le aibă o sculă dedicată. Cel mai potent procesor al generației sale, o selecție respectabilă de plăci video dedicate și un ecran rapid în frecvență și cu un timp de răspuns mai mult decât decent. Dacă vrei și mai mult, îi poți atașa și un RTX 4090 via XG Mobile și îl poți transforma într-un veritabil PC de gaming. Pe parte de productivitate, te ajută fără îndoială aceleași componente puternice, procesorul și placa video, dar și ecranul precis și bine calibrat, porturile dedicate, gen Thunderbolt și HDMI 2.1, apropo, poți să conectezi liniștit mai multe monitoare la laptopul ăsta, dar și plusul de performanță pe care ți-l poate aduce un GPU extern. Și de parcă Asus nu s-ar fi întins destul cu acest Flow X16, mai există și acel al treilea scenariu, cel de tabletă grafică. Ecranul se dă peste cap și se lipește pe spatele laptopului și voilà! ai o tabletă grafică de numai puțin de 16 inci pe care poți lucra cu acest stylus care se găsește în pachet. Am spus tabletă grafică și nu tabletă și atât, pentru că după mine ăsta este scopul unui dispozitiv cu asemenea motorizare. Sigur, nu te oprește nimeni să lucrezi și Office în formatul ăsta, dar n-ar fi păcat E clar că e o soluție gândită mai degrabă pentru designeri, graficieni, artiști digitali și așa mai departe. Și mai există fără îndoială și o altă latură practică a acestui layout. Tastatura se blochează automat și Flow X16 poate fi folosit ca tabletă pe genunchi, în pat, ca să vezi un film, deși la peste 2 kg îți cam rupe mâinile, sau atunci când pur și simplu îți dorești o amprentă mai mică a dispozitivului și interacțiune tactilă. Iată! E mișto că ecranul își schimbă automat formatul din Portrait Mode în Landscape și invers. Iată deci o multitudine de variante de a folosi acest briceag elvețian care este Flow X16 și de aceea consider că este și cel mai apropiat device de anul ăsta de acel deziderat One Laptop to Rule Them All. Practic Asus îți spune cu acest model că nu mai ai nevoie de un laptop dedicat de gaming, unul de muncă și o tabletă pe deasupra, pentru că le ai pe toate într-unul singur. Cât de bine? Well, mai mult sau mai puțin. Am văzut că aceste alegeri constructive vin cu anumite compromisuri, mai ales de natură termică și de zgomot. Era de așteptat ca asemenea dotări să fie greu de împăcat cu această siluetă compactă. Fiecare decide pentru sine dacă aceste compromisuri sunt sau nu acceptabile. Și desigur, tot un factor cheie într-o astfel de alegere este și prețul. Modelul testat de mine, adică cel cu 4070, se învârte pe la 15.000 de lei, give or take, cel cu 4060 în jurul la 13.000 de lei și cel cu 4050 pleacă de pe la 11.500. Cu siguranță nu este ieftin, dar de banii ăștia primești un all-in-one ambițios care se vrea PC de gaming, stație de lucru și tabletă. Eu pun punct aici, nu înainte însă de a vă sturni ca de obicei, să vă spuneți opinia în comentarii. Cum vi se pare vouă Flow X16? Ce vă place la el și ce nu? Și nu în ultimul rând, cum vi se pare ideea asta unui laptop care să le facă pe toate și să încorporeze într-un singur dispozitiv mai multe categorii și segmente? Cam asta a fost pe astăzi, și dacă tot ați ajuns până aici și rămâneți fideli categoriilor dedicate, atunci pentru un adevărat PC de gaming sau de muncă, vă provoc să dați o geană pe magazinul nostru online zona.store, unde găsiți PC-urile noastre custom de joacă sau productivitate din seriile Gamebox și Workbox. Și tot acolo găsiți și tricourile noastre personalizate, de felul celui pe care îl vedeți Pimini. Abonați-vă pe Playground, să creștem și să ne mulțim și bineînțeles, spor la joacă.